Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem la o nouă emisiune live Președintele Igor Dodon Răspunde. După o pauză de două săptămâni, știu că mulți mă căutau, știți că nu am fost în țară, apropo, unii spuneau că vacanță nu știu de care. Da, am fost în Federația Rusă, pe insula Sahalin. Apropo, eu cred că este vacanță de emoții extrem, nu ceva de relaxare, pentru că chiar a fost ceva destul de interesant și destul de departe, este la capătul lumii. Dar revenim la practica noastră tradițională, vinerea, în discuții cu dumneavoastră, stimați prieteni care ne urmăriți nu doar pe Facebook, dar și pe alte rețele de socializare. Știu că mai multe surse media transmit online această comunicare care o avem noi cu dumneavoastră în fiecare săptămână, vinerea. Eu vă promit că vom continua și mai departe. Această săptămână sau aceste două săptămâni au fost două săptămâni destul de active, destul de interesante. Două săptămâni urmă, joi, pe data de 11, eu am ieșit cu o declarație care probabil i-a pus în șah pe mulți când am înaintat o candidatură la funcția de prim-ministru. Eu reiterez poziția noastră, o să răspund acuși la întrebări legate de situația politică, dar reiterez poziția noastră. Consider că doamna Dureșteanu Mariana este candidatura cea mai potrivită la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în aceste condiții. Este o candidatură, este o persoană apolitică, profesionistă și nedorința doamnei președinte a țării, Maia Sandu, să o înainteze, demonstrează că se teme să nu fie umbrită de profesionalismul și consecvența doamnei Dureșteanu. Apropo, liderii puternici niciodată nu se tem să aibă alături persoane puternice. Liderii slabi, un președinte slab, tot timpul va avea frică să nu fie un prim-ministru mai puternic decât ea. Și ceea ce vedem noi acum ne demonstrează frustrările unei persoane care are frică să nu fie alături cu oameni profesioniști. Eu doar așa pot să explic ceea ce are loc cu ultimele zile. Acum propun să mergem pe abordarea care o avem de obicei. Noi avem vreo 10-12, chiar vreo 13 întrebări la mass media, la diferite surse media, după care, stimați prieteni, cei care ne urmăriți acum online, văd că sunt destul de mulți și pe Facebook care ne urmăresc, o să răspund și la întrebările, câteva întrebări de la dumneavoastră. Deci, începem. Unimedia. Doamna Sandu mizează probabil că după 23 martie, când expiră termenul de 3 luni de la demisia guvernului Chicu, Parlamentul va decide să declanșeze anticipatele prin autodizolvare, probabil, în caz contrar referendum. Este posibil o astfel de decizie în actualul Parlament? Aceasta este prima întrebare și probabil, într-adevăr, este una dintre cele mai actuale. O să răspund foarte clar. Ceea ce se întâmplă în ultimul timp în Republica Moldova este o încercare, o tentativă de uzurpare a puterii în stat. Încălcarea Constituției. Apropo, dacă să privim în istorie, un demnitar nazist declara că Führerul meu este Constituția mea. Atunci tot divizau oamenii în oameni buni și oameni răi. Și mi se pare că după ce avem în politică moldovenesc, în politica moldovenească, balaboli și pachemoni, a apărut și Führerul. Nu, cum pot să subminez tot absolut? Orice Führer a început activitatea prin încălcarea Constituției, subminarea normelor legale și uzurparea puterii de stat. Ceea ce avem noi acum în Republica Moldova este exact ceea ce am avut în istorie în veacul trecut. Ce interesant. Dar de ce tac ambasadorii? Imaginați-vă, vă rog, stimați parteneri de dezvoltare, ambasadori UE, SUA, alții, dacă eu, în calitate de președinte, îmi permiteam așa dezmăți care își permite Maia Sandu. Imaginați-vă că Maia Sandu crea o majoritate parlamentară și eu, în calitate de președinte al țării, nu acceptam. După decizia Curții Constituționale. Spuneam, dar nu mă interesează mie. Eu vreau așa să merg. Săreau toți ambasadorii în capul meu. Unde sunt acum ambasadorii, partenerii de dezvoltare? Cu mari standarde europene și acquis comunitar. Unde sunteți voi? De ce tăceți? Ați luat apa în gură
și a zvârât capul în nisip. De ce? Pentru că e a noastră. E rea, dar e a noastră. Păi dumneavoastră creați precedente cu acceptul tacit al dumneavoastră la fără de legile care se întâmplă. Observă toți deja și analiști de dreapta. Experți de dreapta, care tot timpul au criticat pe mine. Eu nu vreau să-i laud. Noi suntem oponenți politici, nu dușmani. Ei au poziția lor ideologică, geopolitică, eu am poziția mea. Dar acum și acei oponenți îi spun că, păi uitați-vă că este rezolvarea puterii de stat. Și nu acum sare un analist, un expert politic de dreapta, pro-european, și spune că Maia Sandu e divină, sute și mii de troli în Facebook îi sar în cap la analistul ăsta. Păi asta e democrație? Asta voi vreți să creați în Republica Moldova? Stimați ambasadori europeni, ați mai avut policieni pe care îi puneați la icoanele europene? Vă aduc aminte pe toți amuși. Filat, Leancă, Lupu, Plăhătniuc, pe toți. Le iertați tot absolut atunci tot. Când guvernele pro-europene furau miliarde, voi le băteți pe spate și spuneați că malăță, bravo. Și aduceați exemple pentru parteneriatul estic. Acum când iubimcica voastră încalcă Constituția, voi ce tășeți? Capul în nisip? Ați luat apă în gură? Chestia asta o să fie penalizată. Nu de mine. Poporul, dumneavoastră credeți că oamenii nu văd? Și eu în fiecare să discut cu oameni. Oamenii văd foarte bine ce faceți voi. Dezamăgirea e foarte mare și o scadă ca așa în sânire. Celor care se consideră acum mari regi, regine, mari führeri. Toți führeri au terminat la fel. Noi în Republica Moldova încă n-am avut führer la conducere. E ca acum se începe. Eu am spus odată că o să vă pară perioada lui Plăhătniuc, Cvitocchi. Acum ceea ce ține e posibil sau nu dizolvarea Parlamentului după data de 23 martie. În primul rând o să expună Curtea Constituțională. Dar, referitor la termenul 23 martie, eu nu știu apropo cine consultă pe Maia Sandu. Pentru că asta este a treia tentativă greșită de a interpreta Constituția. Vă aduc aminte, prima tentativă greșită a fost. Când a mers la curte și a spus că trebuie să facă autodizolvarea Parlamentului, și toată lumea spune, băi, nu se poate. Maia Sandu a mers, așa. Și curtea a spus, nu se poate autodizolvare. A doua greșeală din călcarea în Constituție, că nu a acceptat candidatul majorității parlamentare pe Durleșteanu pentru că se teme de ea, pentru că aceia niciodată nu o să șadă pe stoichi smirnă cum stau toți consilierii ei. Și curtea a spus că nu e corect, a încălcat Constituția. Și am o treia merge. Că pe 23 martie nu o să fac nimic, dar pe urmă o să vedem. Citiți deciziile Curții Constituționale. Eu vă citesc eu. Curtea Constituțională deja s-a expus foarte clar. În decizia de inadmisibilitate numărul 7 din 18 ianuarie 2021, recent, Curtea a subliniat că articolul 85 din Constituție reglementează explicit dizolvarea ca sancțiune pentru Parlamentul inactiv. Dizolvarea poate opera doar dacă inactivitatea este imputabilă Parlamentului, nu și dacă este imputabilă altor autorități publice și actori politici. Vă explic moldovenești înseamnă asta, sau românești. Că voi nu înțelegeți moldovenești. Asta înseamnă că Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă Parlamentul nu activizează. Dar nu poate fi dizolvat Parlamentul pentru că președintele doarme și se consideră mare führer. Și nu vrea să înainteze candidat și nu vrea să dizolve, nu vrea să accepte decizia Curții Constituționale. Nu poate fi dizolvat Parlamentul pentru inactivitatea altor instituții și organe de stat. Ce se primește atunci? Dacă mergem după logica doamnei Durleșteanu, atunci situația este următoare. După alegerile anticipate, dacă vor fi alegerile anticipate cândva, dacă lui Maia Sandu nu-i place structura Parlamentului, 90 de zile șede consilieri și bea ceai, din când în când îi mai trag câte un boș în cabinet cel din urmă, decât știu eu. Știu. Și trec 3 luni și după 90 de zile iară dizolvă Parlamentul. Și tot așa la infinit până când o să fie o structură a Parlamentului care să-i placă Führerului. Dar dacă nu-i place, oamenii așa pe crugul să meargă. Păi lucrul ăsta este anticonstituțional. Și asta a spus-o Curtea Constituțională de mai multe ori. A spus-o Comisia de la Veneția. Au spus partenerii europeni care acum au luat apă în gură. Așa că ceea ce încearcă să facă Maia Sandu este anticonstituțional.
și mai devreme sau mai târziu va fi penalizat conform Constituției. Asta e răspunsul la prima parte a întrebării. La a doua parte a întrebării. Este posibil astfel decizii în actualul în caz contrar referendum? Haideți să vă liniștesc pe toți. Niciun fel de referendum nu va fi. Pe care e logica să mergi la referendum, să cheltui tot 100 de milioane de lei? Pentru ce să cheltui 100 de milioane de lei? Pentru că așa e ambiția lui Maia Sandu? Când oamenii așteaptă vaccini, agricultorii trebuie să înceapă lucrările de primăvară, dar cineva, vedeți-le, haideam la referendum. Nu o să fie referendum. Noi nu o să mergem pe calea referendumului. Gata, liniștiți-vă. Credeți că noi o să mergem pe scenariile cele mai simple. Noi o să mergem pe scenariile constituționale. Asta a fost prima întrebare și răspuns. A doua întrebare de la Unimedia. Maia Sandu vă acuză de inconsecvență atunci când veniți cu demisia guvernului Chicu, iar ulterior cu un candidat la funcție de prim-ministru și că nu vă doriți cu adevărat anticipate. Cum comentați? Și Ziarul Național, aceeași întrebare, domnul Igor Dodon, acum la două luni distanță, regretați că ați luat decizia de comun acord cu Ion Chiucu să fie demis guvernul său sau nu? Apropo, cum se simte fostul premier? Nu, cum se simte domnul prim-ministru Chiucu, eu sper că se simte foarte bine, am schimbat câteva cuvinte acum câteva zile în urmă, sper că totul va fi bine. Acum în ceea ce ține de demisia guvernului Chiucu, dar cine a scos tractoriștii în stradă? Dar cine a scos oamenii în Piața Mare Adunar Național în plină pandemie și străga jos guvernul Chiucu? Oare nu Maia Sandu? Și pachimonii săi? Vă aduceți aminte? Și acum pe noi ne învinuiți din consecvență? Noi v-am dat posibilitate, ați vrut guvernare, v-am dat-o, na, poftim. Și ce ați făcut? A început să vă jăluiți la toate colțurile, că uite ce s-a dus, că chemați înapoi premierul și miniștrii să vină la lucru. Păi v-am dat posibilitate. Lucrați. Dați dovadă că puteți să faci față. Nu ați făcut. Mai mult ca atât. Eu am informații că se face presiuni la Curtea Constituțională pentru ca săptămâna viitoare să iau decizie care ar permite doamnei Maia Sandu să schimbe membrii guvernului interimar. Repet. Maia Sandu vrea să obțină decizia Curții Constituționale pentru ca să poată schimba fiecare ministru din guvernul interimar. Îi spun ceea ce nu-i spun consilierii. În 2013 deja Curtea Constituțională s-a expus la acest capitol. Când în guvernul interimar al lui Filatov a fost demis un vicepremier social, mi se pare că Bregă. Și s-a adresat atunci la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a spus că guvernul interimar nu poate demite, adică prim-ministru interimar nu poate numi și demite alți miniștri sau alți membri guvernului, pentru că este interimar. Dar Maia Sandu vrea acum să obțină dreptul de a demite și anume alți miniștri. Eu sper foarte mult, n-am vorbit cu Ciucoi, cu prim-ministru interimar, dar sper că domnul Ciucoi nu va juca în aceste jocuri, din nou, anticonstituționale și foarte periculoase cu iz de uzurpare a puterii de stat, inițiate de către actualul președinte. Mergem mai departe. Așa. Telecampanie MIR. Igor Nicolaevici, ca vă budu действия партии социалистов, если президент Майя Санду проигнорирует решение Конституционного суда и не выдвинет кандидатуру премьер-министра, предложенную парламентским большинством. Ну, давайте так. Во-первых, чтобы было понятно, мы будем действовать только в рамках Конституции. Наша задача сделать все возможное, чтобы народ не пострадал. Вот я еще раз хочу четко, чтобы все поняли нашу позицию. То, что президент нарушает Конституцию, это уже понимают все. И западники, и партнеры из Востока, все понимают. И большинство граждан Республики Молдова, даже те, которые считают, там, что Майя Санду, там, их лидер, королева, фюрер и так далее. Все понимают, что президент нарушает Конституцию. Я вам обещаю, что мы, социалисты, будем действовать строго в рамках Конституции. Наша задача – защитить интересы людей. Вот в этой очень сложной ситуации, которая назревает, она очень сложная. И, кстати, я предупреждал в прошлом году во время избирательной кампании, что, дорогие сограждане, самое плохое, что может произойти после выборов президента, когда президент пойдет против парламента и правительства. И это заблокирует ситуацию в стране. Но народ принял решение идти... посмотреть, что произойдет, если будет другой президент. И вот мы получили то, что имеем сейчас. Но наша задача сейчас, моя задача, моих коллег из партии социалистов, как ответственных людей, мы должны заботиться о людях.
Поэтому в этой ситуации возможно три сценария. Первый сценарий. Президент все-таки возвращается в конституционное поле. Начинает переговоры с парламентскими фракциями. То, что я ей предлагал, когда вручал цветы 24 декабря. Я тогда вручил цветы, говорю: Майя Григорьевна, сложная ситуация. Я вам предлагаю переговоры. Вы взяли 50 с чем-то, я взял 40 с чем-то процентов. Давайте сядем и посмотрим, как будем решать проблемы людей. Она категорически против, потому что, знаете, самая большая проблема у политиков – это высокомерность. Когда вот отрываются от пола и где-то плавают, пока их народ не берет и об землю, они не понимают. Поэтому первый сценарий – президент возвращается в конституционное поле. Начинаются переговоры с парламентскими партиями, с парламентским большинством. Смотрят, какие кандидатуры есть. Есть кандидатура парламентского большинства. Может быть, будут и другие кандидатуры. Обсуждают и принимают решение, как идти дальше. Назначают правительство. Я остаюсь на позиции, что лучшая кандидатура – это Марьяна Дурлештайн, которая, кстати, голосовала против меня на президентских выборах. Кстати, способна ли Майя Санду, проевропейский политик, на то, чтобы выдвинуть кандидатом в президента, в премьера, человека, который голосовал против меня, и против нее, прошу прощения, на президентских выборах. Так вот, Дурлештайн голосовала против меня. И я ее выдвигаю на должность премьер-министра. Майя Санду способна на это? Я уверен, что нет. Второй сценарий, если Майя Санду не согласится вернуться в конституционное поле. Это 2 года вперед будет та же ситуация, что мы имеем сейчас. Что это означает? Это временное правительство. Досрочных не будет, потому что нету предпосылок для роспуска парламента. И Конституционный суд об этом сказал не раз. Референдума не будет. Я вам говорю, что не будет референдума. И тогда вот в этой ситуации парламент рабочий, работает. Есть 101 депутат. Правительство временное, исполняющее правительство. Президент делает свои пустые декларации президентуре, потому что это парламентская страна, не президентская. И мы вот в этой ситуации 2 года идем вперед до 2023 года, когда наступает период или время очередных парламентских выборов. И третий сценарий – это полный хаос. Это вот некоторые призывают к революции. Это обнищание народа. И в этом случае вся ответственность, конечно, за эту ситуацию люди поймут, что все лежит на Майе Санду. Я не исключаю ни один из этих трех сценариев. Я вам честно говорю, я не исключаю ни один из этих трех сценариев. Я считаю, что есть вероятность, что президент вернется в конституционное поле. Если этого не будет, тогда мы будем идти 2 года вот в этой ситуации, которая сейчас. Насчет революции. Ну, вы думаете, что люди хотят революции? Посмотрите, что происходит на улице. Посмотрите, что происходит в мире. Другие задачи сейчас. А Майя Санду должна вернуться, как я уже говорил, в легальное поле. Знаете, я вчера случайно возвращался из дороги и смотрел по интернету некоторые передачи. И увидел один очень интересный сюжет. Не знаю, сказать о нем или нет. Есть такие хищные насекомые. Называются богомолы. Слышали? Не слышали? Так вот, там есть самка богомола. Вот это такое хищное насекомое, которое находит партнера себе, ну тоже богомол. И после вот того, как они там вместе, она убивает своего партнера, знаете как? Просто съедает его голову. И потом полностью съедает, убивает. Так вот то, что происходит на правом флаге, вот мне кажется, что это так себе ведет самка богомола. Нашла партнера, использовала для нужд и убила. Первый был Филат, потом Настас. Сейчас другие идут в этом пути. Поэтому, может, кто-то поймет из этих партнеров, что нужно иметь свою позицию и двигаться вперед. Кстати, я фамилии не назвал. Для тех, которые сейчас будут делать какие-то инсинуации, это просто инсинуации. Но самка богомола, зайдите в интернет, посмотрите ролик, что делает.
Вот у нас в политике примерно это и происходит. Так, май департ. Адиверу. Ренато Усатый, уектывай. А декларатка Сингура Кали Каридуча Спренчипати есть организационная революция. Каридынсу есть гата сокунду. Когда я гата, что это фильм начало? Песчаный карьер, я, революция, я. Ну, мам был сын факт треба. Кун комментяться сейчас с инициативы, если есть интервьюер, да когда дивер продвигал деклашари лидера Анчипати. Ну, кун под комментяться. Chemarea la răsturnare prin forță a ordinii, a organelor de stat legale se numește cum? Este articol în codul penal. Lasă ocupi cei care procuratura și mai departe de astfel de inițiative. Nu o să comentez. Dar, apropo, la dâns tot se referă. Femeia la Bogomol. Uite atent. Următoarea jertfă. Deja se vede după ratingul care se duce. Și eu am spus despre asta ceva timp în urmă, pentru că această persoană, fără a da nume, joacă rolul de idiot util. Știți rolul de полезный idiot? Atunci când trebuie să rupă voturile de pe stânga, foc la ghete, atunci când trebuie să iasă și să spună că eu am să fac revoluție, foc la ghete, dar rest și șez acolo. Dacă ceva, o să te utilizăm ca așa în exemplu de mai sus. A doua întrebare de la adevărul, sunteți gata să sprijiniți un guvern condus de Andrei Năstase dacă el vă va cere sprijinul? Credeți că Năstase s-ar discuta în funcție de premier în această situație dificilă? Nu suntem gata să examinăm orice variant. Dar eu am văzut, colegii mei au dat unei declarații la Năstase, cu uite, eu sunt gata, n-ați accept pe ăștia, n-ați accept pe ceilalți. Andrei, numără-ți întâi soldații tăi. Hai așa, hai să fim oameni serioși. Spui că la socialiști nu-i accept pe toți. Iar vrei să-i treci prin teste de integritate sau ce. Noi suntem gata să discutăm. Haideți să-mi discutăm. Dar haideți să fim oameni serioși. Ieșiți să spuneți, uite, eu, candidat la funcția de prim-ministru Andrei Năstase, am atâtea semnături. Mie mi se pare că nu sunt toți din fracțiunea voastră. Și dumneavoastră tot știi. Și uite, asta este programul meu. Vreți să depășim criza? Veniți și o să discutăm. Ce să-mi pare? Că nu la mine. N-am eu ce. Este fracțiunea parlamentară, așezați-vă și discutați. Așa că, curaj, dar trebuie dat dovadă de caracter. Uite, nu vreau să compar, dar mie mi se pare că Mariana Dureșteanu dă dovadă de caracter. Și atunci când i-au sărit toți în cap, inclusiv miile de troli a pasului, ei au spus că merge până la sfârșit. Și va avea aprecierea, credeți-mă, și a electoratului, și a deputaților, și a tuturor. Pentru că are poziții. Are poziții, în afară de faptul că este profesionist, este incomparabil cu alții. Dar are poziții și caracter. TV8. Angajații Ambasadei Republicii Moldova în Rusia s-au vaccinat cu preparatul rusesc Sputnik V. La revenirea din vacanță din Federația Rusă, poate ați reușit să vă vaccinați? Nu, nu am reușit să mă vaccinez. Nici nu am încercat. Dacă nu, a venit cu astfel de propunere ambasadorul Golovatiuc? Nu, nu a venit cu astfel de propunere ambasadorul Golovatiuc. Apropo, dacă vorbim despre Sputnik V și despre vaccine, eu sper foarte mult că în zilele următoare, de informațiile care le țin eu, sper foarte mult, vedem când, că vor fi înregistrate aceste vaccine. Și, după cum am menționat, eu foarte mult mi-aș dori ca să fie înregistrate toate vaccinile. Apropo, președinția face presiune asupra organelor guvernamentale să nu înregistreze Sputnik V. Unii consilieri prezidențiali au făcut acest lucru. În zilele precedente. Eu știu acest lucru. Știu prin cine. Nu vă jucați cu lucrul ăsta. E vorba de sănătatea oamenilor. Eu consider că lasă fi înregistrat și Pfizer și ce mai este acolo. Dar de ce nu o să vreți să blocați vaccinul rusesc? Federația Rusă de mult a depus documentele. Dar dumneavoastră faceți presiuni ca acest vaccin să nu fie înregistrat. Din nou, poziția mea rămâne constantă. Eu consider că trebuie să fie înregistrate toate vaccinele. Iar cetățenii Republicii Moldova să aleagă sau poate decide care vaccin mai tare, în care au mai mare încredere. În acesta sau în acesta? A doua întrebare de la TV8. Maia Sandu i-a retras urnul Republicii lui Vlad Plahotniuc. De ce dumneavoastră nu v-a reușit în 2019 când o astfel de solicitare a venit Maria Ciobanu? Stimați reprezentanți mass media sau de la televiziunea TV8, răspunsul dumneavoastră îl cunoașteți. Orice decret poate fi retras,
face distinție doar în două cazuri. Primul caz, când retragerea acestei distinții a cerut instituția care a propus decorarea, în cazul Plahotniuc, asta a fost semnat de Filip, din PD atunci, este, în internet este, cerere semnată de Filip. Păi că dacă Filip își retragea cererea, atunci se poate de anula decretul cu ordinul Plahotniuc. Sau doilea caz, când instanța de judecată ia o decizie, că îl califică vinovat pe anumite dosare și mai departe. Noi nu avem nici primul, nici a doilea caz. Și foarte bine știi mai asamblu-ți pe aceasta. Întrebarea e altă, dar de ce Plahotniuc nu atacă în judecată? Pentru că cineva i-a dat din deget, lasă cu mai asamblu și facă PR pe asta? Da, peste 3 ani, peste 5 ani o să dea în judecată și asta ca faneră nad Parijul prălitit decretul ăsta. Dacă toți sunteți parteneri cu PD, cu Filip, de ce n-ați cerut la Filip să vă scrie o scrisoare? Că te rog, retrage-ai ordinul Plahotniuc. Și atunci era legal. Dar ceea ce ați făcut, nu o să știți foarte bine, că el va fi atacat și lucrul ăsta automat se anulează. NTV. De ce cresc galopant prețurile la combustibil? Președinția a spus că PSRM e divină. Mai sunt o toți zice, în manuie. Pentru că a votat pentru actuala componență a Andrei. Nu, o să răspund cu renumită frază a lui doamna Maia Sandu la toate dezbaterile când ea nu se temea că vine minciună, minciună, minciună. Actuala componență a Andreiului, la fel ca și la mai multe instituții care sunt în subordine parlamentului, a fost numită în funcție la sfârșitul anului 2018, începutul 2019, de PD, care avea atunci peste 54-56 de mandate în Parlament. Noi cu 24 de deputați eram în opoziție. Și lucrul ăsta se poate ușor de verificat. Așa că nu dați vina de pe unul pe altul. Dar de ce în conducerea acestor instituții sunt foști membri PLDM și partenerilor noastre de guvernare, doamna Maia Sandu? Lucrul ăsta puteți să le explicați. Sau explicați-ne, vă rog, de ce când socialiștii au propus în luna decembrie să votăm în Parlament legea lustrației care presupunea demisia la toți aceștia, inclusiv conducerii Băncii Naționale, care dumneavoastră ați criticat-o și în luna octombrie, ați venit la mine să-l dăm afară, octombrie 2019, să-l dăm afară pe guvernatorul Băncii Naționale. De ce nu se țineți legea lustrației? Dacă eu rog colegii acum public din fracțiune parlamentară să înregistreze de urgență. Noi am înregistrat-o, am trecut. Au refuzat toți. Și platforma, da, au refuzat. De-o să dat cineva din DG, cred că europenii, nu se poate. Noi v-am propus legea lustrației pentru a scoate din funcție conducătorii de instituții numiți pe timpul Plahotniuc. Noi o să înregistrăm această lege din nou, săptămâna aceasta chiar. Azi e vineri, da? Luni va fi înregistrat. Hai să vă văd. O susțineți sau nu susțineți? Pentru că azi înțeleg că o să aveți Consiliul Suprem de Securitate și o să faceți volnă ftazică. Dar să vă de curaj. Hai să votăm legea cu privire la lustrație. Ia ca un exemplu concret. Toți afară. Acceptați? Cred că o să vedem răspunsul acuș. Eu cred că nu o să vă permit ambasadorii, cel mai probabil. Sau interesele pe care le aveți deja. Când unii dintre dânșii care au fost numiți pe timpul Plahotniuc s-au cucat sub dumneavoastră. Ani eu și alții. Așa, primul Moldova. Domnule președinte, care pot fi efectele crizei politice pentru economia moldovenească? Nu putem să ne ascundem după deget și să spunem că avem un guvern funcțional sau că Ministerul Sănătății poate face față pandemiei. Mai mult, un scrutit parlamentar organizat acum ar putea însemna o catastrofă, țin cont deja că în raionul Ocnița este cod roșu de epidemie. Trebuie să menționăm că în situația actuală niciun partener extern, FMI, BERD, Banca Europeană de Investiții, nu va semna un acord de finanțare cu țara noastră. Nu, care sunt perspectivele? Haideți să-mi spun foarte clar. Atunci când nu este un guvern funcțional, evident că este foarte greu de făcut față acestei situații. Noi de ce așa am propus să numim întâi un guvern și să facem anticipate. În toamnă facem, dacă doriți, sau în vară. Pentru că, haideți să răspundem ferm la o întrebare. Ce va da alegerile anticipate? Alegerile anticipate va duce la altă structură a Parlamentului? Cel mai probabil nu. Adică nimeni nu va avea majoritate parlamentară. Alegerile anticipate vor rezolva problema cu COVID-ul, cu prețurile, cu agricultura, că se încep lucrările, cu multe lucruri.
Vor rezolva? Nu. Alegerile începate acestei probleme nu le vor rezolva. De ce noi își propunem? Haideți să ne axăm pe problemele care le așteaptă să fie rezolvate oamenii. Dar pentru aceasta întrebă un guvern funcțional. Adică ce o să le spunem noi, doamna Maia Sandu, care este președinte de țară, care este să laudă că 1 milion de oameni o susținut-o, diavolul meu puțin de 1 milion cu mult, primul nici nu era 1 milion deodată, dar s-a dus în jos cu mult. Ce o să le spuneți dumneavoastră agricultorilor? Apropo, dar unde sunt tractoarele? Unde sunt cei care cu tractoarele la parlament, la guvern? De ce nu iasem cu tractoarele la Maia Sandu când majorează prețurile la combustibil? De ce nu ies cu tractoarele când Maia Sandu încalcă Constituția și blochează numirea unui guvern? Vă spun de ce. Pentru că atunci a fost o acțiune politică. O acțiune pur politică. Deci eu propun, uitați-vă, într timpul apropiat, care sunt problemele? Presurile, e clar că o să lovească în toți. Cum o să iasă oamenii cei în câmp peste 2 săptămâni când se încălzește la mijlocul lunii martie, dar deja e 16-17 grade afară. Și trebuie să înceapă lucrările de primăvară. Cu prețurile astea, cum o să iasă? De unde să luăm bani să le dăm lor, dar guvernul interimar și nu poate modifica bugetul? Ce facem cu COVID-ul? Da, au fost alocați bani, am văzut aberațiile președintelui, că nu a fost guvernul precedent, nu a făcut nimic. Nu. V-au dat toate argumentele. Noi ne-am adresat la tot, și la ruși, și la europeni cu vaccinile, și banii am prevăzut. Dar trebuie acum alte acțiuni suplimentare. Și clar că un guvern funcțional se poate mișca mai repede. Și multe probleme de tipul ăsta care trebuie un guvern funcțional. Dacă nu va fi guvern funcțional, atunci și Maia Sandu va bloca în continuare situația din țară, atunci noi vom fi în situația când Parlamentul trebuie să convoace și trebuie să ori să declare stare de urgență în țară, să dea competențe suplimentare guvernului, ca să fie un guvern funcțional, să putem rezolva probleme care și cunesc oameni. Dar ce să facem altceva? Dacă președinția se ocupă doar de PR și se consideră că toți trebuie să asculte ca în timpul lui Führer să încalce Constituția. Păi lasă rămân acolo și să joace de a... nu știu ce să joacă e acolo. Dar țara trebuie să fie în continuare, oamenii trebuie să le grijă de ei. Asta sunt scenariile de care am vorbit mai sus. Mie mi se pare că oamenii aceasta așteaptă la noi. Eu cred că încă câteva zile, câteva săptămâni și pe urmă oamenii o să zică, și deja îmi spun, că ieri am fost la Droghe. Spun, domn Dodon, țara parlamentară, lăsați-o pe dânsă acolo să aiurească în președinție, dar voi în parlament, deputații sunt, guvernul este, lucrați. Apucați-vă de lucru. Lăsați-o pe dânsă acolo într-o parte. E singur să ascunde acum în colț. Noi am propus, hai dialog, e să ascunde. Și să văr în colț. Și pe urmă să spun iar cu numit în țungțuvan, ca așa. În genere, mie mi se pare că e o plastincă stricată la Maia Sandu. E de mai mulți ani, are numai 3 melodii. Le aduc aminte care sunt. Lupta cu corupția, reforma justiția și vrem în Europa și NATO. Mai mult nimic. Mai mult nimic. Dar cum susținem economie? Dar cum facem asta? Și când o întreg, dar ce facem cu salariile? Lupta cu corupția. Dar de ce ne ajutăm agricultorii? Pentru că nu e reforma justiției. Eu ieri am auzit, nu știu, la o emisiune, mi-a scris băieți, că la o emisiune, nu știu unde, au spus că vaccinile nu vin în Republica Moldova, pentru că partenerii europeni nu au încredere în justiția din Republica Moldova. Și cu totul v-ați dus cu plut. Adică 2 luni în urmă erau gata, când era guvern funcțional, și probabil peste 2-3 săptămâni aceste vaccine din Europa vor veni în țară, dar dumneavoastră argumentați cu aceea că reforma justiției e problemă. Chiar considerați oameni de proști? Dar e simplu. 3 plastinke stricate, 3 melodii. Lupta cu corupția, reforma justiției și vrem în Europa. Gata, punct. Mai mult nu interesează nimic. Și la orice întrebare, când îi dați întrebarea, răspunsul ăsta o să fie. Sputnik. Sunt justificate sau nu prețurile la carburanți în cazul în care Andreea va stabili prețurile, dar nu petroliștii, situația piața petrolieră se va normaliza? Eu vreau să spun că anul trecut, când situația tot nu a fost simplă, când în calitate de președinte a țării, împreună cu guvernul funcțional, ne-am ocupat de gestionarea acestui subiect, noi am reușit să stabilizăm situația. Eu am avut discuții cu 3-4 operatori de pe piața petrolieră anul trecut, chiar tot așa la începutul anului. Am discutat cu ei, am văzut care e dinamica prețurilor și s-a luat decizie și prețurile nu s-au majorat anul trecut. Dar pentru asta trebuie să vrei să lucrezi și să te ducă capul. Dar dacă nu e la conducerea țării oameni care vor să lucreze, atunci ce se face?
A doilea, ce s-a întâmplat cu suspendarea sustenabilitatea bugetului în a doua jumătate a anului? Eu nu am discutat zilele acestea, chiar astăzi sau ieri, cu cei de la Ministerul Finanțelor, decât eu înțeleg, încasările la buget sunt destul de bune, că mult mai bune ca anul trecut, în perioada aceasta, când situația Moldova era destul de bună până la COVID. De ce? Vom vedea cum vor fi încasările. Dacă vom fi cu un guvern interimar și președintele în continuare va boicota și va bloca procesele politice din Republica Moldova, atunci împreună cu Parlamentul și Guvernul interimar noi vom găsi soluții cum să asigurăm salariile și pensiile. Dacă va fi necesar, vom asigura. De vom gândi cum, vom discuta. Dacă președintele nu vrea să ocupe, trebuie cineva să ocupe de chestiile astea. 3. Moldova ar putea sau nu să acceseze direct, ocolind programul COVAX, vaccinul așa cum au făcut alte state, când au procurat direct de la producătorii din Rusia sau China. Da, legislația Republicii Moldova acest lucru permite. Permite înregistrarea vaccinilor în Republica Moldova, chiar dacă ele nu sunt înregistrate de către Organizația Mondială a Sănătății. Așa cum au făcut deja zeci de state care au procurat direct vaccinile din Rusia și din China. Multe state europene, Ungaria, de exemplu, și multe altele, care au luat vaccinul rusesc. Și acum vaccinează și tot spun că este unul cei mai buni. Accent TV. Уважаемый Игорь Николаевич, на этой неделе у вас прошла встреча с господином Пулбери. Означает ли это, что вы не отказываетесь от идеи реформирования Конституции страны? Конечно, мы не можем отказаться от необходимости серьезных изменений в Конституции. Я объясняю, почему. Нынешний кризис и действия нынешнего президента показали четко, что у нас есть определенные вещи, которые не доработаны ни в Конституции, ни в нормативных актах. Поэтому, когда в прошлом году я предложил создать, и мы создали через указ президента государственную комиссию по конституционной реформе, мы именно это имели в виду. Нужно пересмотреть все, что касается полномочий президента. Нужно доработать все, что касается Конституционного суда. Кроме этого, моя идея для того, чтобы уменьшить количество депутатов до 61, и запретить переходы из одной партии в другой. Вот все эти вещи уже наработаны той комиссией, которую я создал. К сожалению, Майя Санду это все аннулировал. Но я на днях встречался с господином Пулбери, который был председателем этой комиссии. Я очень надеюсь, что комиссия будет работать дальше. Может быть, не знаю, может быть, кто-то из парламента, коллеги, возьмут эту комиссию под свой контроль, потому что это не должно быть партийной. Мы можем создать группу экспертов внутри партии социалистов и можем сделать все эти изменения. Но это будет неправильно. Это не должно быть политической повесткой одной партии. Это должен быть консенсус между всеми политическими силами. Поэтому разработкой Конституции нужно заниматься, изменением Конституции. Но желательно, чтобы это было вот коллегиальным политическим консенсусом. И, наверное, так как президент самоудалился от этой работы, наверное, парламент было бы неплохо, чтобы этим занялись. Так, это отчасти вопрос Антреберли. Întrebările care au venit de la mass media, avem întrebări și de la cei care ne privesc acum online, haideți să răspundem la câteva. Radu Valeriu Muntean, ce credeți despre trecerea la Republica Prezidențială? Domnul Radu, eu nu mi-am schimbat opinia, eu consider că trebuie să trecem la țară prezidențială, chiar în condițiile în care președintele actual își face ceea ce face. Evident, cu unele echilibruri foarte clar, cum să compensăm riscul de a apărea un nou Führer sau un tiran. Trebuie să vedem cum echilibrăm competențe suplimentare și guvernului și majoritatea parlamentară. Dar eu poziția nu mi-a schimbat. Victoria Laur, domnule Dodon, v-ați angajat așa cum ați anunțat anterior, ori primiți deja salariu pentru că sunteți președinte de partid. Presa scria că hotelul în care v-ați oprit în călătorie aniversarie, un de lux. De ce surse ați achitat acea vacanță? Doamna Victoria, în primul rând, eu în acea deplasare am fost la invitația prietenilor din Federația Rusă și nu am suportat cheltuieli. Între a doilea rând, da, sunt angajat la partid, începând cu câteva săptămâni în urmă, dar examinăm și alte variante. Poate o să fiu angajat și în altă parte, dacă va fi posibil, dacă se va permite din punct de vedere compatibilității. Ion Furdui, ați spus că purtați
purtați discuții cu toate fracțiunile. Ce se întâmplă pe dreapta? Relațiile Maia Sandu și Andrei Năstase, ca foști parteneri, cum sunt? De ce Sandu nu-l vrea pe Năstase premier? Eu cred că e evident lucrul ăsta. Dar pentru ce? Luați exemplul care am spus mai sus cu Bagamolul. Păi e adevărat pe toți pe dreapta, pentru ce îi trebuie acum să crească iară pe cineva. Dacă îl numești pe Năstase premier, păi clar că Năstase crește și atunci platforma dat trece în Parlament și atunci pasul scade. Mai Sandu niciodată nu face acest lucru. Eu, dacă ar fi fost președinte al țării și era un candidat de stânga, eu îl propuneam la funcție de prim-ministru, pentru că interesele oamenilor sunt mai presus pentru mine decât interesele personale ale partidului. Галина Манковская. Санду была замешана в краже миллиарда, и у нее двойное гражданство. Как вообще ее допустили до выборов? Где был в это время Конституционный суд? Галина, наверное, это риторический вопрос. У нас, к сожалению, в Конституции нет никаких ограничений для лиц с двойным гражданством выдвигать себя на высшие должности в стране. Я считаю, что эти ограничения нужно вводить. То, что касается кражи миллиарда, да, она голосовала за это. Вот она сейчас пытается предъявлять какие-то замечания другим, но сама же голосовала и за выделение миллиарда, и за изменение законодательства, и за то, что, чтобы отдать в концессию аэропорт. Все это есть, уже все факты видны. Но я думаю, что время все поставить на свои места. Татьяна Клопотюк. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Скажите, пожалуйста, пока выполняются прихоти и капризы госпожи Санду. Хочу ковры, хочу цветы, хочу говорить. Инвалиды и пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии с 1 апреля. Спасибо, крепко, здоровое и терпение. Татьяна, то, что я могу точно сказать, это то, что к Пасхе, по моей инициативе, каждый пенсионер получит 1000 лей. Вот та единовременная помощь, которую я вам обещал. Вот за это я отвечаю. За другие вещи пока нету правительства, нету ясности. Есть президент, который, как вы говорите, хочу ковры, хочу цветы, либо воду за несколько сот тысяч лей. Вот с таким президентом никакой ясности, к сожалению, у нас нету. Но 1000 лей к Пасхе я вам обещал, и это будет. Людмила Медведева. Игорь Николаевич, вопрос не по теме. Когда в Молдове прибудет вакцина «Спутник В»? Почему? Это как раз по теме. Я готова заплатить из своих денег. Спасибо заранее за ответ. Надеюсь его получить через Facebook. Пусть и другие знают, как обстоят дела по этому вопросу. Людмила, насколько я знаю, вот меня информирует, не хочу вдаваться слишком много подробностей, потому что потом будут интерпретации, что откуда я получаю информацию. Но в ближайшее время, возможно, часы, эти вакцины могут быть зарегистрированы в Республике Молдова. Если они будут зарегистрированы, я думаю, что вопрос сроков, когда эти вакцины, я имею в виду спутник, прибудут в Молдову, это очень быстро. Потому что когда еще в конце января вот я встречался с послом России, кстати, у меня встреча с послом России через час, мы будем обсуждать и этот вопрос тоже, тогда официально Российская Федерация нас уведомила, что если будет зарегистрирован спутник В в Молдове, то российская сторона может в течение недели предоставить первые 200 тысяч доз. И потом в течение там, каждые 2-3 недели еще по 200-300 для того, чтобы в течение максимум 1,5-2 месяца закрыть полностью необходимость Молдовы в этой вакцине. То есть открытость со стороны Российской Федерации, она есть. Нужно побыстрее ее зарегистрировать, Молдову, эту вакцину, и работать. Но, как я уже сказал выше, президентура через советника попытались заблокировать регистрацию вакцины «Спутник В». Нам удалось остановить вот это вмешательство, поэтому я надеюсь, в ближайшее время все-таки будет зарегистрировано. Татьяна Чернявская. Жизнь стала ужасной, сделайте что-нибудь. Татьяна, мы боремся, никто не отступает. Мы руки не опускаем и будем бороться за каждого гражданина Республики Молдова, за его интерес. Это я вам обещаю. Когда кому-то до лампочки там занимается лишь популизмом и желанием увеличить количество своих депутатов, через досрочные парламентские выборы, и неважно, сколько людей там пострадает, либо умрут от ковида, для них неважно. Для них важно политический интерес своей партии, чтобы получить больше мандатов. Для нас другое сейчас важнее. Поэтому я вам обещаю, что мы будем бороться за все это. Кюргина Шойту, домле Игор, домле вас рече промитесь, требуя сафачись. Дака дориться, ломя сайбен кредере, не вас ац промис, кати уми делей, датну я сдату. Doamna Georgina Șoitu, am promis 1000 de lei la sărbătorile de Paște, la toți pensionarii care au pensie mai puțin de 4000 de lei.
Legea a fost aprobată în Parlament în luna decembrie, eu am semnat-o, în calitate de președinte a țării, a fost publicată, a intrat în vigoare. De aceea, în sărbătorile de Paște, aceste 1000 de lei vor fi acordate. Евгения Гурдя, отстраните Санду, Сандуца на 5 минут, как делалось с вами, создайте нормальное правительство. Евгения, нельзя так поступать. Во-первых, это было неконституционно, отстранять на 5 минут. И высказался по этому поводу и Венецианская комиссия, которая сказала, что это незаконно. И, конечно, мы не можем поступать так же. Поэтому мы будем соблюдать Конституцию и сделаем все возможное для того, чтобы страна двигалась в правильное направление. Andrei Coval, drumul bun e pentru toți va fi în anul acesta, primăriile, cetățenii așteaptă acest proces. Andrei, în volumul anului trecut nu va fi. Și eu lucrul ăsta l-am spus și în campania electorală prezidențială anul trecut. V-am spus că dacă va fi stabilitate, președinte, guvern, parlament, noi va majora cu 50% volumul pentru, de investiții pentru drumuri bune. Dacă nu va fi stabilitate, dacă va fi alt președinte, las răspundă noul președinte. De aceea, parțial, reparația drumurilor va avea loc, dar așa cum a fost în anul 2020, în timpul guvernului nostru, cum îl numesc dumneavoastră, guvernul Dodon, așa ceva cu regret, anul acesta nu va fi. Și toate întrebările la președintele țării. Nikita Slabodniuk, dar vaccinul trebuie prima dată parlamentarii și prin poporul? Nu, Nikita, eu consider că vaccinul în primul rând trebuie dat la grupele de risc. Trebuie început cu oamenii în vârstă, trebuie început cu medicii. Eu am spus, apropo, la o emisiune zilele acestea, unde am spus foarte clar că de acele 120 de milioane de lei care trebuie să le cheltuim pentru anticipate, dacă Maia Sandu vrea anticipate, 120 de milioane de lei costă. De 120 de milioane de lei, vaccinul Sputnik V se poate cumpăra 1 milion de vaccine. 1 milion de vaccine ajunge să vaccinăm toți pensionarii, toți medicii, toți polițiștii, toți care sunt în prima linie, toți profesorii. Dar ei vrea alegeri anticipate. De aia că așa au dorit. Alegeri anticipate și nu mă interesează. Mai bine banii ăștia îi dăm la vaccine. Ei sunt banii aceștia în fondul de rezervă a guvernului. Ei țin banii în fondul de rezervă a guvernului acum, că trebuie, dacă ajunge la anticipate din cauza la deșteaptă asta. Dar dacă spunem că anticipate nu o să fie, atunci banii ăștia i-am realocat, a cumpărat vaccina și am dat-o gratis la grupele de risc. Iacă cum trebuie să facem. Dacă ne gândim la oameni, dacă nu ne gândim la interes personal. Руслан Викторович, где трактористы слюсаря и мая? Их устраивает цена на солярку? Вот я тоже себя спрашиваю. В ноябре, в декабре здесь у нас маршировали тракторы, гудели. Пусть сейчас президент уедет. Там ворота вроде бы открыты. Пусть залезут там на эти ступеньки и пусть пообщается с президентом. Я ну темла революция, как сфей фортиклар. Дара и чиник, цинично все это. Andrei Zavtur, Maia Sandu declară că nu va desemna consultările, nu va demara consultările partidele parlamentare. Pentru că nu eficiența acestor consultări, dar spune că va discuta cu societatea civilă. Cine reprezintă societatea civilă? Permite legea? Nu, din nou, acestea sunt derapaje și aberații. Este în Constituție explicat foarte clar. Societatea civilă cine? Să ești la care ambasadorii le plătesc coffee break-urile? Și care mă suflă la Maia în ceai? Mare consultare să faceți voi. Cine reprezintă ungești ăștia? Care mă vrăi capul în năsăp mare majoritate din ei ca și toți ambasadorii occidentali. Ce sunt fracțiunile parlamentare? Cu ei discutați. Sau discutați cu metrii și nănașii și finii și cine mai sunt acolo? Ginerii la consilierii dumneavoastră care am mus parte ce în societate civilă? Așa cum ați spus în Consiliul Suprem al Securității rudi la cei care v-au sponsorizat în campanie electorală? Lucrul ăsta e cunoscut. Este foarte clar stabilit procedura de consultări. Consultări cu fracțiunii parlamentare. Și faptul că, cum au spus, că nu sunt oameni unești acolo. Dacă noi, 35 de deputați, v-am votat prin ministru, eram unești atunci? În 2019, noi, 35 de socialiști, eram atunci, v-am votat prin ministru. Atunci eram unești. Dar noi nu suntem unești. Adică atunci ați întins mâna, am dat mâna, eram... Dar mă, dacă se trebuiască, n-a să întindeți mâna. Nu și cu jocurile astea că la grădiniță. Iulia Чижова. Когда железнодорожникам рассчитается? Iulia, насколько я знаю, вот то, что мне сказали сегодня, я спрашивал, там наши депутаты занимаются, Липский Олег, за ноябрь уже начали рассчитываться, вроде бы в Мунгенах, частично в Окницах рассчитались. Работа идет.
Но проблема, я видел очень много разговоров, проблема не к нынешнему руководству. Кали Феррата оворовывает последние 10 лет. С 2009, как мы ушли в оппозицию, когда была власть коммунистов, когда тогда платили дивиденды железнодорог, а потом с 2010 все эти банды просто ее разрушали. В прошлом году из-за кризиса ее практически полностью обанкротили. И сейчас нынешнее руководство пытается решить эту проблему. Была создана по нашей инициативе парламентская комиссия, которая будет расследовать все эти 10 лет, что происходило на Кали Феррата, начиная с 2010 года. Но с зарплатами, я знаю, что сейчас ведется работа для того, чтобы рассчитываться с людьми. Крина Корнелю, Диче, Сунтес, Прорусия. Крина, Юсен, Промолдова. Касанцелези, Спорти, Клар, Позициями. Юсен, Пентру, Молдова. Шатунчкин амбасадор УЕ, СУА, амбасадор Русии. Индиктязы нос, а он через индиктезы чиной свачим, если он категорик им потребует. Инферен дюнди амбасадор ост, дин ес саудин вест. Дин Русия саудин Европа. Но если он тем царь индепендент суверана, что если он говорит, требует с ней АПРМ интерес ли нас. Да, трес фим приятен к тоц. Шкуни шквалцы. Да ну кума кума анчарка с недиктезы чинева дин окчидент. Койте, а если бунишор, pentru că o susținit mai sunt. Dar este rău de tătă, pentru că nu o susținit mai sunt. Lucrul ăsta eu nu o să-l accept. Eu voi sta straja intereselor noastre, naționale, a Republicii Moldova. Rodion Tente, de ce nu Chicu? De ce nu Chicu ce? Mai repetați încă o dată întrebare. Domnule Igor Nicolaevici, spuneți vă rog, ce s-a reșit cu pensiile la 57 de ani? Așa și-a rămas sau au refuzat? Multă lume vor să știe. Raia, doamna Raia, proiectul de lege inițiat din noi, așa cum v-am promis, de micșorare a vârstei de pensionare, 57 la doamne, 62 la bărbați, a fost aprobat de Parlament, semnat de mine și el este în vigoare și se începe această procedură la sfârșitul acestui an. Deci legea este, nu a fost anulată și nimeni nu a atacat-o. Василий Караман, я понимаю, что вы можете и не знать, но все-таки, когда откроется граница с Россией, чтобы можно было встретиться с родными? Василий, все зависит от того, какая будет обстановка у нас с ковидом. Я думаю, что все это понимают хорошо. Но в условиях, когда у нас сейчас вспышка и рост заболеваний, конечно, никто границу не откроет. Нужно об этом говорить честно. В условиях, когда мы получим, надеюсь, в ближайшие недели вакцину российскую, и не только российскую, начнем вакцинироваться, и пойдет на спад, я уверен, что в этом случае откроется. Я очень надеюсь, что март, апрель, крайний срок, когда границу все-таки откроет. Лозан Ада. Дак и май аледжи спинестаса применит, а то нечки армурин дефуами. Лозан Ада. Йонос комментез. А кредка майбинесу вотем Мариана Дурлиштян. Стимас приятель, ачестия фост интриберли, аста задурат пце маймут. Deci, probabil că a fost pauza de două săptămâni. Dar a răspuns la toate întrebările care aici dumneavoastră mi le-ați acordat. Eu vreau să mulțumesc tuturor și celor care mă critică. Vreau să sugerez și să urez doamnei președinte înțelepciune. Înțelepciune. În orice caz o să ajungem la situația când o să trebuie să începeți dialogul. Pentru ce să pierdem timpul? De ce să vă bateți joc de oameni? Pentru ce încăpățânare și îngânfare aceasta? Noi s-ați avut lideri de partid care s-au rupt de realitate și pe urmă au regretat. Coborâți pe pământ. Începeți discuțiile cu Parlamentul. Deblocați situația. Pentru că, cum spuneți dumneavoastră acum, cine e dicină? Toată responsabilitatea e pe dumneavoastră acum. Și lumea lucrul ăsta îl înțelege și îl vede. Iar dumneavoastră, stimați concetățeni, eu vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelepciune. Totul va fi bine. Noi vom face tot posibilul să trecem și peste această perioadă grea în istoria modernă a Republicii Moldova. Succese și sănătate!